telespectatorului. Noi când avem pe cei doi tineri în fața Sfântului Altar, odată cu slujba, rânduiala a logodnei, a inelului care e centru, a cununii cu Apostolul Evanghelia și cununile, în numele Sfintei Trăimii, îi chemăm la un legământ și le spunem așa: iată, fiilor duhovnicești, cu mâinile pe Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, punând mâinile pe aceste odoare Sfinte, Evanghelie și Cruce, depune jurământ în fața lui Dumnezeu că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi pe totdeauna, pe veci, curată, dreaptă, neîntreruptă și cinstită. Ați jurat să nu vă abateți în această datorie a credincioșii și a dragostei, unul față de altul și amândoi față de Dumnezeu care vă uit, nici unul, nici altul, urmând ce e plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Iau conștiința, deci, că au depus un jurământ în fața lui Dumnezeu. Și o asemenea cununie, binecuvântată de Dumnezeu și păstrată în conștiință curată a inimii, a iubirii unul față de altul, noi le spunem așa: inelul l-ați primit, învățați acum glasul, limba inelului. Inelul este un fir luminos, strălucitor, aur curat ca inimile voastre, neîntrerupt și fără sfârșit. Așa trebuie să vă fie uneia neîntreruptă și iubirea fără de sfârșit. Pentru că măsura iubirii este de a fi fără de măsură. Și taina iubirii, cu cât o dăruiești, nu scade. Ea crește. Dacă ai un bar și îl dai celuilalt, nu mai e în buzunarul tău. E numai la el. Dar dacă eu dăruiesc iubirea, pe măsură ce o dăruiești și trăiesc în ea, o împărtășește și cel ce o primește la mine și cel care o dăruiește. Iar taina coroanelor, coroane au rege, împărați, mai sunt nici coroane, dar nu să fie taina lui Dumnezeu și a istoriei. Dar miri sunt să fie mereu, că ei stau la taina vieții. Și coroana semn al biruinței, al stăpânirii și al biruinței, al măreției și cinste, cum binecuvântăm noi cu măreție și cu cinste. Și le spunem așa: uite, iubiților, în dansul sfânt, în jurul Sfintei Evanghelii cu crucea înainte și cântând, Isaie dănțuiește, fecioara a primit în sânul ei și va naște. Totodată cu dansul sfânt, noi le spunem: ați călcat sub picioarele voastre toți demoni. Dacă se vor mai ivi cu vreme, vă scoate căpușorul în timpul vieții, că mai vine împrejurat. Măi, bărbate, am auzit ceva, măi, femeie, parșorul și ea. Omule, tuturor acestora le-am drobit capul la cununii pentru totdeauna. Ca între voi să nu mai fie de acum dragoste, armonie, din care răsar copiii sănătoși. Asta e taina, copilul sănătos și nu handicapat. Să se nască în conștiința sfântă că aduci pe lume un om nou, o operă. Pentru noi, copilul e poate mai mult decât o operă, pentru că el creează opere. Și în această conștiință, repet și foarte bine că a pus întrebarea dumnealui cu care ne aflăm acum într-un fel de dialog, căci aici e taina familiei, neamului. Noi chiar așa uneori încheiem. Pentru tânără, aceasta a fost legea la români: castitate până la altar, credincioșie pe toată viața în cămin. Iar pentru tânăr, Doamne, nu știu la viața mea decât un Dumnezeu și o nevastă. Foarte frumos. Mulțumim, haideți să mai luăm un telefon și după aia răspundem. Iertați că am vorbit poate prea mult. Nu, ați vorbit prea mult. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Pentru Monica Angel, pentru doamna Monica Angel, sunteți rudă cu Nicu Angel? Bună! Excelentă! Da, și vreau să vă mai pun o întrebare. Nu credeți că prin această acțiune țigareta se încearcă distragerea atenției opiniei publice de la alte probleme mai importante ale noastre, economice, sociale?
Să rămână, doamnă. Deci, mulțumesc pentru întrebări, v-ați pregătit. Chiar interesant tot ce ne-ați întrebat. Deci, la ultima întrebare am să vă răspund eu, pentru că sunt gazetar și, iată, și realizator de emisiune, nici vorbă. Deci, eu vă întreb invers. Da. Dacă noi, dintr-o dată, vorbesc de noi gazetari, am lăsat-o jos și n-am mai scrie nimic despre țigareta sau câte 5-6 rânduri și n-am mai vorbit nicio emisiune, n-ați venit dumneavoastră să spuneți că încercăm să mușamalizăm? Nu. Este important, ceea ce faceți și că puneți opinia publică la curent cu aceste probleme. Dar importante sunt și alte probleme și noi suferim din... din problemele astea care ne macină sociale. Doamna Ioan, aveți dreptate și nu neg și cum să vă spun, am făcut și eu am făcut haz de necaz la început cu crembuștii și cu berea și cu micii. În mod cert, destul de puțină lume a putut să-și permită să ia și bere și mici și de Paște. Corect. Nu, eu altceva vă spun. Eu vă spun că noi ne străduim să stăm la pândă, dacă vreți să spunem. Da, foarte bine. Deci noi stăm la pândă. Nu neglijăm nici partea noastră. Exact, starea de veche a noastră. Vegherii neadormite. Așa este, părinte. Deci noi nu neglijăm celelalte probleme, pentru că dacă urmăriți și văd că urmăriți în general presa și televiziunile și emisiunile de știri, toată lumea a spus că Thompson a fost la București, ce s-a discutat. Vedeți, zilele trecute s-a vorbit despre reducerile de salarii la RNL, despre prețul curentului electric. Deci sunt lucruri care s-au abordat intens în toată mass media în ultimele 7 zile. Și v-am luat numai câteva dintre... Nu mai vorbesc despre NATO, problemele care au apărut în Senatul American de astăzi sau de aseară. Deci, iată lucruri care, de care depinde direct vizele românilor abordate de ministrul Pleșu la Luxemburg. Deci, chestiunile directe, interesele tuturor, care n-au fost neglijate deloc de sau eu n-am mai avut acest sentiment. E adevărat că s-a dat prioritatea acestui scandal pe considerentul de care spunea domnul Nini Săpunaru. Este pentru prima dată când ni se pune pe tavă o rețea, un transport întreg, sunt scoși în față vinovații și se iau măsuri la nivelul cel mai înalt. Deci ați văzut, au fost demiși, au fost destituiți, inclusiv generalului prin decret prezidențial ieri. Deci, mai mult de atât, unde ar fi greșeala? Deci, și nu încearcă nimeni să manevreze, pentru că nimeni nu ne dictează să facem asta. Nu, v-am spus că nu este o greșeală, este foarte bine. Nu, deci eu vă asta spuneți, dacă nu se încearcă să deturneze atenția. Băi, numai noi am putea să deturnăm atenția gazetarii. Ori, pe noi nu ne manevrează nimeni ca să ne ducem într-un sonul ăsta. Poate nu am fost eu destul de explicită sau nu m-am explicit. Nu, eu am înțeles ce mi-a spus, iar eu m-am străduit să vă explic care este punctul meu de vedere, pentru că eu văd lucrurile din partea asta. Eu, de exemplu, aș vrea să vă spun, nu vreau să vă rețin prea mult, o problema mea strict personală. Vă rog, doamnă. De exemplu, eu sunt pensionată pe caz de boală din luna februarie și, dacă vreți să mă credeți, eu nici până acum n-am primit nici decizia de pensie și nici pensia. Și am un copil de crescut. Doamna, vă rog să mă sunați luni la ziar pe mine și eu vă promit să vă ajut. Acum am fost la pensie și a zis că în luna mai și îmi trimite... Vă rog să mă sunați pe mine luni la redacție și vă promit să vă ajut în urgentarea cazului meu. Mulțumesc mult de tot. Telefonul găsiți pe ziar, să rămână și vă răspundem. Deci vă rog, părinte, dacă doi divorțează, rămân căsătoriți în fața lui Dumnezeu? Da. Doamna Ioan, două întrebări mi-a pus. Da. Prima... Dacă astăzi sufletul omului este mai aproape de Dumnezeu. Așa se arată omul. Mai aproape sau mai departe. Dar nimeni nu e aruncat dincolo. Mai mult. Adică dincolo, cum s-ar spune, în întuneric cel mai din afară, cum zice Scriptura. Nimeni. Decât dacă el se aruncă. Dumnezeu e permanent deschis și spun părinții duhovnicești, cel păcătos nu cade din brațele lui Dumnezeu, dar se îngroapă în el însuși, în eul lui, ca într-un mormânt. După momente de grele încercări în istorie, oamenii s-au apropiat mai mult de Dumnezeu. După acești 50 de ani de pacoste materialistă, care a săvârșit cel mai tragic act de toată istoria, a pus materia la baza existenței ca să ucidă spiritul.
și au ucis Sfântul Creator. Ca dovadă, popoare cu imense bogății materiale și sărmane sunt la stare care sunt. Iar popoare cu mai puține și ca teritoriu și ca bogății materiale, dar prin Spiritul Creator, nu-i nevoie să le mai numim, se află la un nivel optim economic. Și eu cred că în orice țară, nu sărăcia economică trebuie luată în calcul totdeauna, ci sărăcia spirituală, sărăcia de conștiință, sărăcia de sacrificiu, de capacitate de a te sacrifica pentru a realiza valori și spirituale și materiale. Astăzi, sufletul încearcă mai mult apropierea de Dumnezeu. Îngăduiți în seara aceasta la slujbă o femeie, cel vârstnică, vorba lui domnul actor, da, cam la vârsta dumnealui, profesoară de biologie. Părinte, am venit cu sufletul la gură. Simt nevoia să ies din îndoială, din stare de confuzie, din chinul lăuntric. Au intrat în dialog și alții. Eu cred în Dumnezeu, cred că e o forță. Ah, ce bine ai spus! Forța aceasta este tocmai harul lui Dumnezeu, care e aruncat ca o punte de legătură între noi și El. Și de această legătură în El al harului ne vom lega și vom ajunge apoi ca să-și comunici. Cum a spus Mircea Eliade, foarte bine a sesizat. Cea din tâi rugăciune a omului, dintr-un început arhaic, a fost invocarea Tată, Tatăl nostru. Deci, doamnă Ioan și ceilalți cu care suntem împreună, nu există om fără Dumnezeu, nu există. El nu știe în ce stare se află. Nici ateu nu este. Cel crede într-un semn, cel are întrebări, și în acea forță. Iar forța e tocmai inelul de legătură între noi și Dumnezeu, harul Dumnezeu și îndumnezeitor. Așa cum noi la Paști invocăm în noaptea pascală lumina cea fără de ani, lumina cea veșnică, lumina cea pură a fiitoarei, aceea care s-a strălucit mai mult la înviere. Dar, deci, acest e un prim răspuns. Pentru sufletul însetat după Dumnezeu, de dumnezeiescul dor aprins. Cealaltă temă, legământul cununiei. Aceasta e taina bisericii, încheiată printr-un legământ. Și îngăduiți să pomenesc un moment istoric pe care l-am trăit. Când Antonescu a luat el cârma țării împreună cu regele, dar el era partul decisiv, unul din actele lui a fost și acesta. S-a dat un fel de dispoziție, ca un ordin, ca toți concubinii să se căsătorească, să nu mai fie dezordine în familie. Aceasta era ideea lui. Și de bun înseamnă că a fost un act binefăcător pentru neam. Legământul de la cununie nu trebuie călcat. Dacă el e călcat și în ce caz Mântuitorul însuși descoperă o pricină, cum e numită, de despărțire. Călcarea legământului prin infidelitate a uneia din soți. De aceea, ați văzut cum spune și cuvântul însoțitor al legământului. Pentru tânără, fidelitate, pentru tânăr și pentru el. Și pentru el. Nu știu, Doamne, la viața mea cât un Dumnezeu și o nevastă. Dacă se petrece acest de infidelitate, e propriu zis ruptura. Este un fel de ucidere a legământului. Și atunci nu se mai săvârșește tot taina cununiei pentru o viitoare legătură, ci numai o binecuvântare. Taina cununiei este o singură dată. Da. Asta e rândul ăla. Da. Bun, cine mai avea de răspuns? Noi. Da. Dacă... Deci doamna Monica Angel, nu sunteți rudă cu domnul Nicu Angel. University of Southern California School of Medicine saw families starting to descend.